la început toate calculele și să plecăm de la o nevoie, da? Să efectiv acel credit, dacă este să ne îndatorăm, să nu reprezinte o povară pe termen lung. Și atunci, ideal este să nu ne îndatorăm mai mult de 20-25% din venituri. Chiar dacă acum gradul de îndatorare este undeva la 40% sau chiar 45% dacă e prima locuință, oficial și se aplică tuturor băncilor și, din România și instituțiilor financiare nebancare. De ce? Pentru că acum dobânzile sunt mici în piață. Și încă de anul trecut, de când Banca Națională a României a redus dobânda cheie la un minim istoric de 1,25, toți indicii care sunt intră în dobânda variabilă, da? Că este ROBOR, că este IRCC, au scăzut. Ceea ce îți permite, practic, cu același venit, să iei un credit mai mare. Dar acest lucru se poate schimba. Deci riscul de creștere a dobânzii rămâne, pentru că tu îți vei lua un credit pe 20, 30, 35 de ani. Ori atunci dobânzile pot să fie și mai mari și, de exemplu, la un 50.000 de euro, dacă te duci către gradul de îndatorare de 40%, da? Poate să devină acest 40% foarte ușor 50-55% doar prin creșterea dobânzii cu 2 puncte procentuale. Ceea ce am avut și acum 3 ani, 4 ani, a fost chiar mult mai mare acum 9-10 ani, dobânda pentru creditele ipotecare. Deci foarte mare atenție atunci când te îndatorezi să o faci responsabil. Și în special în cadrul, deci dacă poți să dai un avans cât mai mare, este cu atât mai bine pentru că te vei îndatora mai puțin, mai ales în perioada aceasta, într-un an de pandemie, foarte multe persoane au reușit să strângă bani pe care altădată nu se așteptau să-i strângă, pentru că n-au mai plecat în vacanțe, n-au mai cheltuit atât de mult, consumul a scăzut și dacă și-au propus ca acei bani să îi păstreze pentru avansul la un credit ipotecar, dacă asta își doresc o altă casă, să schimbe casa sau să își cumpere o casă nouă, este un avantaj să ai un avans cât mai mare ca să te îndatorezi cât mai puțin. Al doilea lucru, compară în funcție de dobânda anuală efectivă, da, acea DAE, toate creditele din piață înainte de a lua o decizie. Contează foarte mult să te îndatorezi de la început cu costurile cele mai mici, să te îndatorezi în valuta în care îți câștigi veniturile, da? Dacă salariul tău sau veniturile tale sunt în lei, îndatorează-te în lei, nu în euro, chiar dacă acel apartament pe care le vei cumpăra, sigur, este în euro, pentru că așa sunt prețurile negociate în piață. Iar dacă se poate, după ce ai luat creditul, chiar din prima lună să rambursezi mai mult decât rata lunară, cu reducerea perioadei de creditare, pentru a scăpa cât mai repede de creditul contractat.